Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Frați și surori, cu voia Domnului, astăzi vom încheia lecția despre problemele vieții de familie și totodată lecții referitoare la om. Continuând așadar cu problemele care apar în familii, voi aminti prima dată problemele legate de ceilalți membri ai familiei. Cei doi se căsătoresc, apoi vor apare copii și chiar unirea lor reprezintă legătura dintre două neamuri. Depinde cât frați are nevasta, cât e surori și frați are bărbatul. Și apoi când copiii lor se căsătoresc, situația se complică și mai tare, apar încă nu știu câte rânduri de cuscri și astfel avem de-a face cu o mulțime de oameni. În această situație atât de colorată, se creează un câmp de probleme, de la discuții simple. Amintiți-vă că între cei doi pot să fie diferențe structurale, dar între atâția, cum se spune, câte capete, atâtea păreri, pot apărea probleme de ordin material, de ordin religios. Rar să se întâlnească în toate aceste două neamuri să fie toți de aceeași convingere, sau ce e mai grav, dacă apare vreun divorț, este un conflict care atât doar că nu e armat, că trăim într-o societate civilizată. De exemplu, ce s-a întâmplat între Saul și David, ce a fost între cuscri, părinții lui David au trebuit să plece din țară, probabil au avut probleme și frații lui, soția lui David a fost dusă acasă de Saul, el a fost plecat. Sau gândiți-vă la un Iosafat care, datorită încuscririi cu Ahab, s-au născut multe probleme, s-a schimbat religia, au apărut crime, situații nedorite. Pentru ca asemenea situații să nu afecteze viața de familie, este necesar mai întâi și mai întâi ca cei doi să fie una, ca cei doi să nu accepte pe nimeni în intimitatea vieții lor. Dacă cei doi se iubesc și ei se înțeleg, pot să fie în afara intimității lor fel și fel de probleme. Viața lor de familie rămâne neatinsă. Problemele doar vor tangenția în cel mai grav caz. Dar pentru ca cei doi să fie una, este necesar ca fiecare să-și privească partenerul mai presus de părinți, mai presus de copii. Scriptura spune, încă de la început, Genesa 2:24, un verset cu o încărcătură deosebită referitoare la viața de familie, că la căsătorie cei doi trebuie să-și lase părinții. Dar tot din acest verset se desprinde ideea că și ei vor fi lăsați de copiii lor care ajung mari, se vor căsători. Deci avem obligația ca la ambele capete să ne despovorăm, să ieșim de sub conducerea strictă a părinților și să lăsăm independența necesară copiilor când se căsătoresc. Și cei doi să se prețuiască în mod reciproc, fiecare urmărind binele celuilalt. Aici vă amintesc un exemplu din cartea întâi a lui Samuel, unde Elcana, un bărbat care își iubea soția, care încerca să rezolve problemele care apăreau atunci, ele erau complicate și de posibilitatea de a avea mai multe neveste, când Ana era necăjită de Penina și ea suferea sufletește, 1:8, Elcana, bărbatul ei, zice: Ana, pentru ce plângi și nu mănânci? S-ar putea să fie o cauză, să se spună cumnata, soacra, socru, jinerile. Pentru ce ți se tristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Deci, Elcana nu îi reproșa nimic pentru sterilitatea ei și se silea să o facă să înțeleagă că o bună părtășie cu el valorează mai mult decât orice împlinire prin copii și decât orice afecțiune cauzată de oricine. După ce au înțeles cei doi să fie una și să se prețuiască în reciprocitate mai mult decât pe oricine altcineva, după aceea intră pe rol respectarea celorlalte porunci ale Scripturilor. După aceea trebuie să ne gândim și la porunca a cincea, să-ți respecti tata și mama, chiar după ce te-ai căsătorit. Nu înaintea poruncii referitoare la familie.
După aceea intră grija pentru bunici, de exemplu. Și să citim, încorporându-i pe toți, din 1 Timotei, capitolul 5, de la versetul 4. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor, dar prima este nevasta sau soțul, și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Dar nimeni nu va putea să spună, n-am timp pentru soția mea, că trebuie să mă duc să îngrijesc pe bunica, sau trebuie să mă duc să ajut pe bunicul. Este o datorie, dar rămâne în plan secund și împreună trebuie să faceți ceva pentru bunici și pentru oricare alte rudenii. Sau nimeni, de exemplu, fiind plecat din țară, nu este corect să spună, cumnatul meu își face casă, tata și-a lovit mașina, nu pot să trimit bani la nevastă. După ce este rezolvată familia în perimetrul ei restrâns, soț și soție, apoi intră pe rol grija pentru cealaltă persoană. Evident, nu se poate merge nici în extrema cealaltă să spui de toți banii are nevoie nevasta și la tata nu-i dau niciun cent. Iată ce scrie și în versetul 8. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Deci, fără să neglijăm toate rudenile, dar mai întâi și mai întâi partenerul de viață. Atenție la copii. Unii se leagă foarte mult de un copil sau de altul. Atenție chiar dacă nu sunt copii. Să nu se grăbească nimeni să adopte un copil. Să fie tratat fiecare copil în mod diferențiat. Și dacă vreți, putem extinde ideea. Fiecare dintre rudenii are specificul lui și trebuie tratat personal, potrivit cu personalitatea, potrivit cu nevoile, dar nu preferențiat. Ce înseamnă asta? Adică îl tratez pe fiecare potrivit cu felul lui de a fi, ceva gen, cum zice Pavel, cu iudeu ca și cu iudeu, cu grecul ca și cu grecul. Dar nu preferențiat în sensul, nu unuia fiindcă este mai lacom și mai cerșitor îi dau tot și la altul pentru că nu zice nimic, nu îi dau nimic. Sau la unul fiindcă îl iubesc. De exemplu, părinții unuia dintre ei sunt pocăiți amândoi. Tot ajutorul îl dăm lor, fiindcă ceilalți sunt nepocăiți, bancă au fost împotriva căsătoriei noastre, nu le dăm nimic. Deci nu în felul acesta, ci tratându-i cu înțelepciune, Doamne ajută-ne. Trecem la o altă problemă, sau mai degrabă situații care creează probleme. Problemele financiare. În vremea noastră, aproape toate lucrurile au de-a face cu banii, pentru că oamenii sunt foarte materialiști, fiindcă avem de-a face cu oameni firești, problema banilor trebuie tratată cu multă înțelepciune. Ori familia este locul unde se contabilizează, unde se adună și de unde se redistribuie venitul. Sărăcia sau bogăția pot constitui ispite. Nu degeaba înțeleptul se roagă să fie scăpat de aceste extreme. Lenea sau luxul, din nou, sunt un fond de ispită. De exemplu, e suficient să fie soțul mai leneș și soția luxoasă. Câte se vor naște de aici? Evaziunea, furtul sau proiectele neînțelepte sau chiar hazardul. Să le lași pe toate în voia sorții și să nu mai știi ce e de făcut mâine și câți bani mai e. Toate acestea pot crea stări neplăcute, certuri, fapte grave. Eu știu familii care, datorită unei contabilități extreme, au ajuns să se certe de la niște bani mărunți care nu dădeau. Sau altele care în nevoia lor de bani s-au avântat și au luat credite, împrumuturi din care n-au mai putut să iasă. Și au ajuns dărâmați spiritual, s-au pus la cale fapte ilicite, mârșave, crezând că vor reuși. Sau alții și mai naivi, joacă toată ziua la loterie, la gânduri că vor prinde un câștig. Pentru asemenea situații, am spicuit câteva versete din Cartea Proverbele, să ne deplasăm în acest peisaj biblic și să observăm cele spuse de înțelept. Mai întâi, capitolul 10, versetul 4
Și 5. Cine lucrează cu o mână leneșă, deci face și el câte ceva, sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chipzuit, dar cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine. Și aceștia pot fi membrii familiei noastre. Proverbe, capitolul 11. De aici avem mai multe versete. Toate acestea trebuie să constituie pentru noi o învățătură. Cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului. Nu știu cei din familie dacă vreunul practică înșelăciunea, dar cântăreala dreaptă este plăcută. Versetul 4. În ziua mâniei bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Apoi versetul 10. Când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură. Puteți lua toată familia. Și când pierd cei răi, toți strigă de veselie. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. Tot Proverbe 23, versetele 20 și 21. Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibează cu carne. De prima, să zic că scăpăm mai ușor, că ne-am pocăit. Atenție la a doua, căci bețivul, și nu numai el, și cel ce se dă de la îmbuibare, sărăcesc. Și ațipirea, somnul prea mult, te face să porți drențe. Și toate astea se repercutează asupra vieții de familie. Citesc și 21 cu 20. Comori de preșun de lemn sunt în locuința celui înțelept. Unii poate au moștenit de la părinți, nu scrie tot înțeleptul. Casă, avere. Dar omul fără minte le risipește. Investiții nechipzuite. Cheltuieli neproductive. Și tot de aici, 22, versetele 26 și 27. Nu fii printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zăloc pentru datorii, căci dacă n-ai cu ce să plătești pentru ce ai voi să ți se ia patul de sub tine, adică să rămâi fără locuință. Deci iată doar câteva din posibilele ispite. Lene, proiecte nechipzuite, credite, nimicuri, petreceri, îmbuibări. Pentru ca să nu avem probleme de natură financiară la nivelul familiilor noastre, este nevoie, odată ce ne-am căsătorit, să fim harnici. Nu este admisibil ca cine s-a căsătorit să fie leneș. Dacă nu poate să muncească, să nu se căsătorească. De asemenea, este nevoie să fim oameni economi, că dacă nu reclamele și economia aceasta de piață ne vor goli buzunarele, apoi ne vor goli sufletul și familia de pace și de orice alte valori. De asemenea, este nevoie să facem planificări înțelepte. În ce privește viața de familie, nu trebuie să calci porunca să nu te îngrijești de ziua de mâine, dar trebuie să faci calcule pentru viață, pentru la iarnă, pentru ceea ce ai nevoie. Să ai un orar înțelept, să faci investiții înțelepte. Și toate astea, să nu uităm, trebuie să se deruleze sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă Domnul nu dă binecuvântare, poate fi muncă, poate fi chipzuință, nimic n-ajută. Dar Dumnezeu nu dă binecuvântare peste leneși. Dumnezeu nu dă binecuvântare peste oamenii care nu-i respectă principiile. De exemplu, nu va putea spune cineva, pe mine nu mă interesează, fac o investiție, iau un credit, trebuie să-mi dea Domnul binecuvântare. Am să chem frații să se roage. Peste o afacere neînțeleaptă, poate să se roage și un înger. Nu o să iasă nimic. Să te bucuri, să te ajute Domnul să rămâi așa pe limita de plutire, la zero. Pentru toate acestea citesc tot din Proverbe, capitolul 6, de la versetul 1. Fiule, dacă te-ai pus chezaș pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul și vin rudenile sau prietenii și te provoacă, dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins de cuvintele gurii tale, fă totuși lucrul acesta, fiule, dezleagă-te, căci ai căzut în mâina aproapele tău, de aceea du-te, aruncă-te cu fața la pământ, stăruiește de el, nu da somn ochilor tăi, nici ațipire ploapilor tale. Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului și ca pasărea din mâna păsărarului. Deci, vezi să nu te bagi cineva în noroi, să nu te prinzi vreo mlaștină provocată de cineva. Hai să facem o afacere, dă-mi niște bani, girează pentru mine. Nu faceți imprudența asta. Apoi, de la versetul 6. Du-te la furnică, leneșule. Furnicile au o familie mare, dar ele sunt mici.
Dar știu să-ți descurci. Uite-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Adică înțelepțește-te în domeniul economic. Că furnica nu face războaie. N-are altă treabă decât munca este specifică. El n-are căpetenie, că după ce te-ai căsătorit, tu comanzi. Nici privegător, nici stăpân. Totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta acolo, caleneșule? Până când vei sta în somnul tău? Să mai dormi puțin, să mă ațipesc puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi și sărăcia vine peste tine ca un hoț. Nici nu-ți dai seama cum de-ai sărăcit. Și lipsa ca un om înarmat și nu mai scapi ușor din sărăcie. E greu să ieși de acolo. E înarmată. Ești un prizonier. Tot din Proverbe citesc din capitolul 13, versetul 4. Tot împotriva lenei și prohărnicie. Leneșul dorește mult. Mi-amintesc de cineva care, atunci când s-a căsătorit, n-avea nici casă, nici mașină, și după ce li s-a născut un copil, a zis, e când o să fie copilul meu la școală, numai cu mașina o să-l duc. Numai că a făcut copilul 7 ani, dar el n-a făcut bani de mașină. E adevărat că el era necredincios, îi plăcea să bea. Deci, dorinții au oameni. Cine nu-și dorește când se căsătorește? Da, dar viața de familie trebuie începută, poate într-o casă pe chirie, cum se spune românește, de la lingură și furculiță. Dorințe sunt, dar iată ce mai trebuie lângă dorințe. Sau chiar în schimbul lor. Leneșul dorește mult și totuși n-are nimic. Dar cei harnici se satură. Adică au și ce să mănânce și se satură și în împlinirile lor. Vor ajunge să aibă ceea ce își doresc. Tot Proverbe 14 cu 23. Oriunde se muncește, iese și câștig. Că mai mult, că mai puțin, depinde de profesie, de vremuri. Dar oriunde nu mai se vorbește, este lipsă. Cel puțin eu sunt unul din oamenii pe care îi obosesc și îi deranjează cei lungi la vorbă. Și oamenii lungi la vorbă nu prea sunt buni de lucru. Că se apucă greu de muncă până termină povestea și când o întrerup, nu o reiau repede, că iară povestea altă lungă și tot așa. Unii ar trebui să-i dea repaus gurii și să dea start mâinilor. Și veți vedea că vor avea și le trebuie. Și nu va fi nevoie apoi nici să se certe, pentru că au ceea ce își doresc. Tot Proverbe 15 cu 27. Cel lacom de câștig. Deci nu lăcomia rezolvă problemele într-o familie, nu poftele. Își turbură casa. Dar cel ce urăște mita va trăi. Deci la nivel de familie să nu facă nimeni vreun plan. O să mituim, o să înșelăm cu lăcomie. Nu, nu. Că n-ai pace nici înainte de a dobândi ceva cu lăcomie, nici după aceea. Cu dorințe. Dacă Dumnezeu ne va ajuta, vom face. Vom ajunge, vom lucra. Dacă nu, Domnul să ne dea pâinea aceea toate zilele. Și un ultim citat, Proverbe 30, de la versetul 7. Două lucruri își cer și nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care îmi trebuie. Țineți minte ce vă spun. O familie o duce greu și dacă e prea săracă și dacă e prea bogată. Când într-o familie este sărăcie, copiii vor duce lipsă și rămân neîmpliniri. Dar când într-o familie e prea multă avere, prea mulți bani, și acolo e greu. Că ori sunt prinși în afaceri din zi până în noapte, ori nu pot să doarmă că îmbuibările, fiindcă un om care are prea mult, e greu să se abțină să trăiască în condiții modeste, așa că bogăția extremă are și ea greutățile ei care sunt o povară pe familie. Rugați pe Dumnezeu și să rugăm ca înțeleptul, Doamne, ține familia noastră într-o stare mediană, într-o situație potrivită, să nu ne ducem spre una din extreme. De regulă spre o extremă te duce lenea și nechipzuința și spre cealaltă lăcomia, avariția. Pe mijloc se poate sta cu mulțumire, cu hărnicie, asociată cu dărnicia și se poate trăi, fie mai puțin, fie mai mult. Aici este un paradox și unii se miră. Cum puteți să vă duceți viața cu familii numeroase? Probabil că pentru ei este ceva de neînțeles, dar fiecare om vine pe lume cu pâinea lui.
cum se spune în popor, că fiecare iepure are rânduit de la Dumnezeu tufișul lui. Așa, fiecare copil are rânduit de la Dumnezeu locul lui și cele necesare vieții. Domnul să ne dea liniște și pace și în această privință. Trecem la un alt domeniu, mult mai dificil, de nedorit. Domeniu despre care să vorbim doar în teorie. Divorț și recăsătorire. În Vechiul Testament, vom vedea din câteva citate, ele au fost tolerate, cum tolerată a fost și poligamia, adică posibilitatea ca un bărbat să aibă mai multe neveste. Invers, nu exista ca o femeie să aibă mai mulți bărbați, mă refer la posibilitatea legală. Pentru divorț existau în Vechiul Testament următoarele mențiuni. Deuteronom, capitolul 24, de la versetul 1. Când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea, și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui, pentru că a descoperit ceva rușinos la ea, să-i scrie o carte de despărțire și după ce o va da în mână, să-i dea drumul din casa lui. Acel ceva rușinos ar fi trebuit să fie ceva imoral, dar ei au extins posibilitatea ceva rușinos și au ajuns încât pentru orice fleac, chiar aș putea spune, au fost situații când chiar pentru că nu-i plăcea cum gătește, exista și mențiunea aceasta, poate să divorțeze de ea. Ea să iasă de la el, să plece și va putea să se mărite după un alt bărbat. Dar oarecum îngrădea posibilitatea divorțului cu imposibilitatea reîmpăcării cu aceeași femeie. Evreii știau, potrivit cu ce scrie în versetul 3 și 4, că după ce îi dădea o carte de despărțire și ajungea nevasta altuia, nu mai avea dreptul să o ia înapoi. Zic eu că aceasta ar fi trebuit să-i determine să nu o lase cu ușurință și în urmă să răzgândească cum fac oamenii, să ceartă, nu mai vrea, să se pară și în urmă iar se împacă. Deci să gândească. Ei dea drumul, consider moartă pentru tine. Ai pierdut-o. Tot în Deuteronom, capitolul 22, avem și alte mențiuni, chiar de interzicere totală a divorțului. În Vechiul Testament, 22, versetul 19. Deci dacă cineva se căsătorea cu o fată, o femeie, deci, și îi scotea un nume rău pe nedrept, zice aici, să fie osândit la o gloabă de 100 de sicli de argint, care să-i dea socrului. Ea să rămână nevasta lui, că a învinuit-o pe nedrept. Și nu va putea să o gonească, adică să se despartă de ea toată viața lui. Într-o asemenea situație, nu mai avea voie la divorț. Și în 29, dacă cineva a întâlnit o fecioară nelogodită, a abuzat-o, omul care s-a culcat cu ea să dea tatălui fetei 50 de sicli de argint și pentru că a necinstit-o, să o ia de nevastă și nu va putea să o gonească toată viața lui. Acum să cotiți puțin aceste două aspecte. Deci dacă convenea că nu a fost fecioară, nu mai avea să se despartă de ea, dacă totuși ea a fost fecioară și i s-a dăruit lui. De asemenea, dacă ea a fost fecioară și fecioria ei i-a revenit lui în mod abuziv, iarăși nu mai avea posibilitatea să o alunge niciodată. Din acestea aș trage eu concluzia că orice bărbat căruia i s-a dăruit o fecioară trebuie să se gândească că ea are doar o feciorie. Și dacă el a avut parte de ea de la început, corect ar fi să o aibă toată viața. Dar să mai citim și din finalul Noului Testament, Maleahi, capitolul 2, unde vom vedea cum a privit Dumnezeu spre atitudinea lor de-a lungul sutelor de ani. Maleahi 2, de la versetul 14. Și dacă întrebați, de ce e Dumnezeu indignat, supărat? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, fecioara aceea care ai luat-o, care acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta o care ai încheiat legământ. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Luați seama, dar în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui, căci eu răz despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeu lui Israel. Deci, intenția lui Dumnezeu chiar și în Vechiul Testament, dorința inimii lui, a fost ca fiecare să rămână cu soția tinereții lui. Dar cel care a lămurit lucrurile în mod explicit și definitiv a fost Domnul Iisus, despre care vă citesc din Matei, capitolul 19. El se duce până la originea familiei și punctează principiul valabil pentru Noul Testament. Matei 19, de la versetul 3. Farisei au venit la el ca să-l ispitească și i-au zis: oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Că v-am spus, ei mulțiseră pricinile.
Drept răspuns, el le-a zis, oare n-aș citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Și că ei s-au unit într-o singură entitate? De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevasta și de vor fi un singur trup? Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Acum ei întreabă, pentru ce dar, au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestii o carte de despărțire și să o lase, dacă tu zici că nu-i bine să o lase? Iisus le-a răspuns, din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, că vi se epuiza resursa de iubire și deveneați răi, reci, dar de la început n-a fost așa. Eu însă vă spun, orice cine își lasă nevasta afară de pricina de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește, și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Ideea aceasta li s-a părut ucenicilor obișnuiți până atunci, cu posibilitatea de despărțire, grea de tot. Numai aceea cu vânzarea întregii averi li s-a mai părut așa grea. Și cealaltă din Ioan 6, să mănânce trupul și sângele lui. Rețineți ce au spus ucenicii. Dacă astfel să lucru cu bărbatul și cu nevasta lui, nu-i de folos în soare. Adică dacă nu avem voie să ne scăpăm de ele, zis așa, până murim, oare să ne gândim bine, ne mai însurăm sau nu ne mai însurăm? Domnul a spus că celor ce le este dat cuvântul să nu fie căsătoriți au partea aceasta, dar cei care sunt destinați să se căsătorească trebuie să rămână pentru toată viața. Eu fac mențiunea aici, referitor la versetul 9, recitind, eu însă vă spun că orice își lasă nevasta afară de pricina de curvie. După Scripturi, curvia se referă la cei necăsătoriți, prea curvia la cei căsătoriți. Dacă ea, deci, este dovedită, asta se încadrează cu Deuteronom 22, când și în Vechiul Testament avea posibilitatea să o lase de la început, că a fost imorală. Și dacă a fost imorală de fată, este greu să se împace cu ideea că dacă se căsătorește va rămâne numai a lui. Dar așa după cum am citat din Deuteronom 22, dacă a fost fată, fecioară, atunci poate să o ia și să se gândească să rămână cu ea pentru toată viața. Dar vom mai reveni tangențial la acest aspect când vom vorbi despre recăsătorire. Acum mai citesc 1 Corinteni 7, unde și Apostolul Pavel face niște mențiuni, zic eu, clare. 1 Corinteni 7, de la versetul 10. Celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, deci nu este un sfat, o recomandare, este o poruncă, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul. Deci, ori să se împace, ori să se aștepte vreo posibilitate de reîmpăcare și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Celorlalți, le zic eu, zice Pavel, nu Domnul. Dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Și familiile mixte. Unul se pocăiește, celălalt nu. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă, deci are o șansă să fie mântuit și el, și copiii au și ei o poziție de favoare înaintea lui Dumnezeu, almintere ar fi socotiți păgâni, acum sunt sfinți. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, au fost situații când unul s-a pocăit și celălalt n-a mai vrut să stea cu el sub nicio formă. Să se despartă. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Adică, ei nu sunt vinovați pentru despărțirea aceasta. Dacă într-adevăr nu sunt vinovați și celălalt nu vrea să mai trăiască cu ei. Dar, în rest, Biblia spune să nu se despartă. Dacă a acceptat-o de la început și nu i-a băgat vină din prima situație, atunci să rămână soția lui și respectiv soțul ei. Acum condițiile pentru recăsătorire. 1 Corinteni 7, același capitol, versetul 9. Aici vorbește văduvelor și tinerilor necăsătoriți. Așa scrie în versetul 8. Dacă nu se pot înfrâna, deci au probleme de ordin fizic, să se căsătorească. Pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Dar rețineți, nu le spune să facă lucrul acesta celor despărțiți, ci doar celor care sunt singuri din punct de vedere legal, care au dreptul să se căsătorească.
Asta completim cu ce spune Roman capitolul 7, de la versetul 2. Căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Dar dacă îi moare bărbatul, se ajunge în postura de văduvă, iar văduvele tinere chiar sunt provocate, îndemnate de apostol să se mărite, să se recăstorească. Și un ultim text simplu, dar pe înțeles, este Marcu 10, de la versetul 11. Domnul le-a zis, oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește față de ea, adică este infidel, o trădează, și dacă o nevastă își lasă bărbatul și ia pe altul de bărbat, cade în același păcat al preacurviei. Păcat care nu este de moment, ci este de durată. Pentru că odată ce a intrat cineva într-o legătură de recăsătorire, el este în postura aceasta sau ea pentru toată perioada ce urmează. Dumnezeu să ne păzească de așa ceva. Dacă este cineva ispitit de divorț, este bine că l-am speriat, am putea spune, că n-are șanse decât dacă bărbatul e necredincios sau nevasta să stea singur, că celălalt nu mai vrea să stea cu el, dar să nădăjduiască că se întoarce la el și la Domnul. Iar despre căsătorire, biblic și clar, că oamenii potrivesc câte un capăt de verset de aici și o altă expresie de dincolo și fac rost de alte explicații, de un alibi, este treaba lor. Dar clar și simplu în Scriptură, și nu este numai înțelegerea mea, și este a tuturor celor care țin cu strășnicie la cuvântul sacru al Scripturilor, este că recăsătorirea are fond biblic și clar doar în situația când unul dintre soți este decedat. Trecem la un ultim subcapitol al problemelor vieții de familie, reguli generale de rezolvare a problemelor. Poate la dumneavoastră sunt niște situații pe care eu nu le-am pomenit până acum, dar iată câteva reguli generale. Nu uitați, conflictele în viața de familie distrug familia, îți iau pacea, îți iau puterea de muncă, dragostea, bucuria, încrederea în Domnul, în partener, aducându-l divorțului, dezamăgirii, urii, totul se distruge. Cele fizice, cele spirituale, totul este năruit. Când într-o familie este pace, acolo cresc flori și binecuvântare. Când a pătruns dezastru între cei doi, rețineți, că mai avem noi probleme, poate cu alții nepocăiți, cu părinți, cu copii, este un plan secund. Dar dacă între cei doi este pace, asta este cel mai mare har, mai mare decât sănătatea, decât averea. Când se distruge relația între cei doi, sunt afectați ei, copiii, părinții și mediul din jur. Se întâmplă ceea ce scrie în Roman capitolul 1, am luat acest pasaj care este de ordin general, dar în familie se strică viața. Aici scrie de la versetul 21 al capitolului 1. Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, aș spune eu, măcar că au fost creștini. Nu l-au proslăvit, adică în viața lor de familie n-a fost rugăciune, n-a fost cântare, nu s-au ținut de biserică, nu i-au mulțumit lui Dumnezeu pentru cele ce au, s-au dedat la gânduri deșarte, inima lor fără pricepere s-a întunecat. Și au ajuns să fie afectați în plan fizic, de la versetul 26, ispite specifice vremii noastre, iar de la versetul 28 scrie, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, să rămână oameni dăruiți lui Dumnezeu, lângă Scriptură, lângă adevăr, Dumnezeu i-a lăsat. Și astfel se ruinează familii întregi. Și ajung plin de nelegiuire. Și după ce pătrunde păcatul într-o familie, te poți aștepta la a doua de pe listă. Curvie, viclenie, că trebuie să ascunzi, lăcomie, răutate, pismă, ucidere, ceartă, bârfire. Mai spre final scrie călcător de cuvânt. Se distruge legământul căsătoriei, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Iată în ce situații ajung atâți și atâți oameni. Ca regulă generală, dragii mei, pentru a nu ajunge familia în criză, trebuie să avem convingeri ferme și principii statornice. Să știi ce crezi, de aceea spunem noi la început, nu te căsători până nu ți-ai format o bază spirituală.
Până nu ești născut din nou, până nu știi ce vrei, care sunt principiile și ține la ele toată viața. De aceea Dumnezeu în Vechiul Testament a dat porunci. Dacă ai ca principiu, nu furăm, la noi în familie nu permitem furtul. Nu mințim, la noi în familie nu se minte, nu se clevetește, principii. Acea familie rezistă, dar altfel sunt improvizați. Din Noul Testament, vă citesc din Coloseni capitolul 3, să vedeți ce înseamnă o viață cu principii ferme, statornice. Numai așa rezistă familia. 3:17. Orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți tot în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Iată principii pentru viața familiei. Nevestelor, fiți supuse bărbaților. Ia puneți ca principiu de viață, voi fi supusă soțului. Să vezi că dintr-o dată pui un stâlp, faci casa ta solidă. Bărbaților, mai pune și voi un stil de rezistent. Iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Principiu de viață. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Tot pentru viața de familie. Părinților, nu întărătați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejde. Tot în legătură cu viața de familie. Robilor, ascultați de stăpânii voștri în toate lucrurile. Când mergi la lucru, te-ai angajat. Fixează-ți de acasă și tu și soția, dacă lucrați sau numai și el care lucrează. Vreau să mă țin serios de servici. Asta va asigura un venit permanent, îți va da stabilitate în relațiile cu cei de afară, nu vei veni încărcat cu probleme să-i spui ce am întâlnit azi la servici, probleme. Dar de ce? Fiindcă n-ai fost serios probabil la servici și toate astea se răsprâng asupra vieții de familie. Și principiile acestea pot să continue. Aceste principii, mai citesc din 2 Timotei 3, evident că sunt cele din Biblie. Ia să ne conducem viața de familie după Biblie, să vedeți ce stabilă va fi casa noastră. Pot să bată vânturi, să vină valuri, nu ne mișcă. 2 Timotei 3, într-o vreme în care scrie că oamenii vor fi răi din calea afară, îi spune în versetul 14, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat. Versetul 16, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Deci Scriptura, am putea spune, este o carte de căpătâi a vieții de familie. Să fie la loc de cinste în casa noastră. Nu doar să o citim în teorie, ci să o practicăm în toate zilele. Amin. Acum amintesc un principiu special al vieții de familie. Întotdeauna, când sunt greșeli, este necesară iertarea. Expresia îmi pare rău, țineți-o la îndemână, mai la îndemână decât unde țineți cheia să încuiați când ieșiți și când intrați. Iar readuce iubirea în casă. Nu există familii desăvârșite de la început. De aceea este nevoie ca soțul, soția, copiii, chiar și părinții către copii să spună, îmi pare rău, scuză-mă, iartă-mă, vreau să fiu mai atent. Astea readuc imediat familia pe făgașul ei. Dar dacă nu știi să spui atât, este ca și cum ți-a luat-o volanul într-o parte și n-are cine să-l îndrepte. Șanțul e a tău. Corectează-te. Spune Scriptura în Coloseni 3:13, îngăduiți-vă unii pe alții. Hai, îngădui soția cu tot specificul ei și soțul. Și dacă unul are o pricină, se plângă de altul. Se plângă la mama, la fraț, la știu eu, sau în sinea lui. Iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Noi cu Domnul suntem într-o relație asemănătoare celei de familie. Ne-a iertat, deși noi suntem foarte inferiori față de El. Ne îngăduie, se trudește pe lângă noi. Dacă nu ne-ar ierta Hristos, am mai ajunge noi vreodată mireasa Lui? Câtă vreme ți ierți nevasta, ea va fi pentru tine o permanentă și proaspătă mireasă. Dacă nu o ierți, e rău. Mai amintesc și referința din Efeseni 4, gândiți-vă că-s multe. Când spune Tatăl nostru în fiecare zi, ar trebui să vă gândiți să iertați orice din familie. Când cerem pâinea, trebuie să oferim și chitanța, reversul iertării. Efeseni 4:31, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire sau orice fel de răutate să piară din casa voastră. Iar dacă este cazul, fiți buni, miloși. Iertați-vă unul pe altul, după acel suprem și unic model, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Astfel, răul poate fi biruit prin bine, prin slujire.
Nu fiți firești. Firea te îndeamnă să-i întorci partenerului. Iubirea te îndeamnă să-i slujești și să biruiești răul prin bine, să nu te răzbuni. Romani, capitolul 12. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Zice și Petru, nici o cară pentru o cară. Și în mod special, nu faceți una ca asta în familie. Nu plătiți polițe reciproce, că și Dumnezeu v-a iertat. Și veți vedea că va fi bine. Închei toate aceste învățături despre viața de familie cu două idei scurte. Fiecare poate să-și îmbunătățească statutul de soț sau de soție. Care e desăvârșit? Îmi spunea unul dintre băieți, cumva vrând să justifice că n-a luat numai nota 9 la o materie. Zice, dar n-a fost nici un 10 curat. Cea mai mare a fost numai 9-90. E așa vă spun și eu. Oricare mai bun aici n-are decât 9-95. Și dacă vrea, la următorul test poate să ia 9-96. Dar sunt unii numai de 5. Și s-ar merita măcar să urce la un 6-7. Zice înțeleptul în proverbe 9-9. Dă înțeleptului și se face mai înțelept. Învață pe un soț bun și va deveni foarte bun. Sfătuiește pe o soție iubitoare și va deveni extrem de iubitoare și de ascultătoare. Spus Domnul Iisus, Matei 13:12, celui ce are, îi se va da și va avea din prisos. Același capitol, 13:52. Un om care a învățat ce trebuie despre împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un cărturar care scoate din vestirea bună lucruri noi și lucruri vechi. Cele vechi, practicați-le dacă-s bune. Dar dacă-s vechi, din ale lumii, să se ducă. Și tot ce aflați nou, puneți în practică. Și veți deveni, așa cum scrie despre unii oameni, că faptele lor de pe urmă sunt mai multe și mai bune decât cele din tâi. Și am văzut în viețile unor familii că unii la început s-au înțeles bine și apoi nu încep să spună am ajuns rău de tot. Dar sunt alții care au avut probleme, au stat, știu eu, cu socrii, nu s-au înțeles, n-au fost prea pocăiți, dar au făcut reforme repetate în viața lor și obișnuiesc să spună, în ultimii ani am atins un nivel deosebit, nici nu ne gândeam că o să poată fi atât de bine în casa noastră. Să dea Dumnezeu să fie mai bine decât cum vă gândiți. Dacă lucrul acesta se devine realizabil, posibil întotdeauna, întoarceți-vă la iubire. Iubirea le rezolvă pe toate. Amintiți-vă de felul în care am pus lucrurile din 1 Corinteni 13 și de îndemnul permanent ca să ne iubim soțiile și iubirea face totul, crede totul, iartă tot, inundă totul, înnoiește și dă viață fericită caselor noastre. Dragii mei, nu suntem chemați să ne chinuim aici și să ne fericim numai în rai. Suntem chemați chiar în viața asta de familie, care are greutățile ei, și chiar în viața asta în care trupul se obosește și bătrânește, măcar în ce ține de noi, să ne facem viața frumoasă. Și asta nu poate să fie decât cu Dumnezeu. Și dacă El a gândit familia, vrea să ne ajute. Domnul să ne dea fericirea în case și binecuvântarea pentru tot neamul nostru. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.